să aduc un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Sper că sunteți foarte receptivi, foarte activi, sunteți gata să primiți acest mesaj. Și înainte aș vrea să citesc un cuvânt din Scriptură, vreau să vă invit să vă ridicați în picioare. O să citesc o parabolă, una dintre cele mai cunoscute parabole, care de obicei nu se citește la aniversare, la aniversarea unei biserici, dar este cuvântul lui Dumnezeu foarte puternic. În ultimul timp, Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest subiect, să vorbesc despre un subiect care cred că este foarte important pentru biserică. Și o să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 1. Toți cunoașteți foarte bine pasajul acesta. Matthew 25, verse 1. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Este un moment aniversar. Este un moment important în istoria fiecărei biserici. Și sunt gata să aduc un mesaj pe care, așa cum am spus, cred că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Mă bucur că sunt mulți slujitori, mulți pastori aici, biserici reprezentate. Și o să vorbesc despre cum să pregătești biserica pentru viitor. How do you prepare the church for the future? Cum pregătești biserica pentru viitor? Întrebarea mea este, și aud aici, acolo, biserica română are viitor în America? That's a question. It's a good question. Ce facem? O biserică mică are potențial să crească. Sunt anumite secrete care ajută la asta. Există ceva în Scriptură care ne învață ce trebuie să facem ca o biserică să se dezvolte, să crească. Personal, cred că orice biserică, indiferent de mărime, de câți oameni are, are un potențial extraordinar de influență și impact, pentru că este biserica lui Dumnezeu. Eu am început ca pastor foarte de tânăr. Am fost ordinat ca și diacon la 22 de ani. Și am devenit pastor la 24 de ani. Și la 24 de ani am organizat prima biserică aici în America. Am venit din România direct după ce am terminat seminarul, am venit la Cleveland, la școală, la programul de master și am organizat prima biserică pe care am ajutat-o și am păstorit-o în Knoxville, Tennessee, cu vreo 20-25 de oameni. Și la un moment dat ziceam, biserica aia, omenește vorbind, nu o să aibă niciodată viitor. E foarte greu să iei un grup așa de mic și să faci biserica să crească. Să știți ce am descoperit? Nu suntem noi oamenii care face biserica să crească, ci este Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu. Și recent am fost la biserica aceasta și
Biserica încă există după 30 de ani aproape și are și vreo 700-800 de persoane cu toți cu copii. Este harul lui Dumnezeu. În Nashville, m-am mutat recent în Nashville după ce am fost în Knoxville și am început prima biserică din Knox, din Nashville, într-un living room cu 12 persoane. Deci, se poate crește o biserică din 12 persoane, să crească biserica aceea, să se dezvolte, să reziste peste ani. Și vreau să vă spun ceva. Se poate, pentru că nu noi crește biserica, este Dumnezeu. Și m-am uitat, a fost recent la Nashville, în aprilie, și biserica funcționează, merge înainte, biserica crește, este mult mai mare decât atunci când eu am fost acolo. M-am uitat la biserica noastră, Biserica Philadelphia din Chicago, este una dintre cele mai bătrâne, dacă am putea spune așa, biserici din America. Anul trecut, în octombrie, am celebrat 50 de ani. Anul ăsta facem 51 de ani. Eu sunt doar cu 3 ani mai mare decât Biserica Philadelphia. Și de-a lungul anilor, au fost oameni care au spus, biserica asta va dispare. Nu mai are șanse. Tot felul de lucruri s-au spus. Vreau să spun astăzi, este Dumnezeu care susține și zidește biserica. Suntem în cel mai bun moment al istoriei Bisericii Philadelphia și am văzut 50 de ani de bunătate divină. Vreau să spun în această după masă tuturor celor care sunteți aici, biserica are viitor, pentru că viitorul bisericii este Hristos. Nu sunteți voi, nu suntem noi, viitorul bisericii este Hristos. Și viitorul bisericii este Hristos. Biserica nu e a noastră, este a lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus, eu construiesc, eu zidesc biserica mea. Însă în același timp, sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem. Pentru toți cei care sunteți aici, indiferent de mărimea bisericii dumneavoastră, mintea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu este să creșteți. Creșteți spiritual, să vă mulțiți, să vă diversificați din punctul acesta de vedere, să vă implicați în misiune, să faceți lucruri incredibile pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu pierde nicio bătălie, știți asta, da? Suntem noi oamenii care pierdem bătălii. Uneori noi facem de rușine numele lui Dumnezeu pentru că suntem înfrânți când ar trebui să fim victorioși. David a înțeles asta și a spus, biruința este a Domnului. Noi oamenii credem uneori că biruința este a noastră și noi alegem în cele din urmă înfrângerea și eșecul. Dar sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem. Și în câteva minute, și ca paranteză aici, l-am întrebat pe fratele Ionel câte minute am. Și mi-a zis câte vrei. So, stați liniștiți, dacă nu trebuie să mai mergi niciunde, o să stăm împreună să studiem Scriptura. Dar de obicei nu predic foarte lung, încerc să fiu focusat, nu predic foarte lung. Le-am spus recent, când băiatul nostru era foarte mic, cred că avea 5-6 ani, într-o duminică seara am plecat de la biserică și Anthony din spate zice, Daddy, you preach good. Și mi-a crescut inima, spune băiatul, nu contează cine spune sau nu spune. Și a zis, really Anthony? Zice, Daddy, you preach good when you preach short. So you got a point, right? I'm trying to stay with that. So haideți să mergem la pilda aceasta. Noi pilda asta am făcut-o despre tot felul de lucruri. Despre escatologie, veniți și identificați fiecare element, asta înseamnă asta, asta înseamnă asta, ne certăm de la elemente unul cu celălalt. Și eu vreau să vorbesc despre cu totul altceva. Este cum te pregătești pentru viitor. Ăsta e mesajul. Cele 10 fecioare trebuiau să se pregătească pentru viitor. Cele 10 fecioare, până la urmă, reprezintă biserica, orice ar spune dumneavoastră, reprezintă această adunare, această congregație și trebuie să se pregătească de viitor. Sunt interesate în asta. Cum ne pregătim de viitor? Și am și în limba engleză, if you have the PowerPoint, help me out, ok? Go line by line. Și o să spun 7 lucruri despre asta. Acum o să credeți că o să predic foarte mult. Când eram foarte tânăr ca pastor, predicam totdeauna în 3 puncte. Că asta spune omiletica clasică. În ultimul timp predic câte puncte îmi dă Domnul. Ok? Și în seara asta Domnul mi-a dat 7 puncte să prezint aici. Și uitați care sunt lucrurile speciale pentru a pregăti biserica. Mai întâi, trebuie să
ne gândim foarte bine în generația aceasta să fim relaționali și nu religioși. Relaționali și nu religioși. Relational and not religious. Dragii mei, spaima pe care o am eu, atât pentecostal cât și baptiști, este că devenim prea religioși. Ne luptăm pentru religia noastră în loc să trăim credința noastră. Construim religii cu sisteme, cu tradiții, crezând că acestea ne aduc satisfacție și ne ajută să mergem în viitor. Dragii mei, uitați-vă în pasajul acesta. Care a fost diferența între cele două grupuri de fecioare? Care a fost diferența? Credeți că au arătat diferit? Credeți că alea neînțelepte arătau mai puțin spiritual decât cele înțelepte? Credeți că a fost între ele o diferență, de exemplu, în îmbrăcăminte, în experiență, în manifestare? Credeți că a fost o diferență? Uitați-vă în Scriptură. Nu este absolut nicio diferență de genul acesta. Toate sunt la fel, din punctul ăsta de vedere. Care a fost diferența între ele? Știți care a fost diferența între ele? Relația pe care o aveau cu mirele. Relația pe care o aveau cu mirele. Este foarte evident că 5 dintre ele aveau o relație, pe când celelalte 5, deși erau religioase, că aveau absolut tot, aveau candele, aveau vase, aveau tot, știau tot, însă aceste 5 din urmă nu aveau o relație. Credeți că aveau o relație cu mirele? Cunoșteau pe mirele? Vedeți ce? Eu nu vreau să spun ceva ce nu e în Scriptură, dar în Scriptură, Scriptura e foarte clară. Noi uneori răsămăcim Scriptura. Uitați ce le spune. Ele vin acum și zic, Doamne, Doamne, deschide-ne. Și care este răspunsul? Este un răspuns relațional. Spune în felul următor, versetul 12. Le-a zis, adevărat vă spun că ce? Că nu vă cunosc. Acum întrebarea este, mirele acesta, acest Doamne, Doamne, spune adevărul sau minte? Spuneți dumneavoastră. Spune adevărul. Și adevărul este că aceste 5 fecioare, acest grup din biserică, erau doar religioase, aceste persoane erau doar religioase și n-aveau o relație. Și acum, asta este provocarea noastră. Vreau să vă întreb, părinți care sunteți aici și copiii, poate sunt la american sau nu sunt în biserică. De ce se întâmplă asta? Știți de ce se întâmplă? Că este foarte posibil că noi, generația care vine după noi, le prezentăm doar religie, fără o relație autentică cu regele. Dacă vreți viitor, dacă vrem viitor, focusul nostru trebuie să fie acesta. Trebuie să fim relaționali și nu religioși. Religia nu salvează pe nimeni. Eminescu spunea, și a fost deștept Eminescu, spunea, religia e o frază de dânsi inventată ca cu a ei putere să vă țină în frâu, în control. Asta e religia. Religia controlează oamenii. Același lucru se întâmplă în lumea musulmană, în lumea hindusă, în lumea budistă, în lumea animistă. Dar se întâmplă și în lumea creștină. Cu religia, oamenii controlează alți oameni. Prin relație, oamenii ajung la Dumnezeu. Și este un lucru fundamental să facem aceasta, să învățăm, să dezvoltăm o generație relațională și nu religioasă. Următorul lucru pe care îl avem acolo. Trebuie să dezvoltăm o relație care este substanțială și nu superficială. Haideți să vă spun ceva despre cele două grupuri de fecioare. Primul grup este un grup foarte substanțial, organizat. Știu ce vor, sunt oameni pregătiți. Celelalte 5 fecioare sunt superficiale, sunt superficiale. Nu le-a păsat de ce se întâmplă, n-au fost solide în pregătirea lor, până la urmă n-au știut toate elementele credinței lor și chiar a religiei lor. Și un pericol pe care îl avem noi acum astăzi, avem o religie atât de superficială. Totul e superficial, totul e la suprafață. Vrem totul extrem de repede. Biserica e ca un mare microwave. Ai băgat ceva înăuntru și vrei imediat un răspuns. Vrei imediat, ai băgat ceva rece și înghețat și imediat vrei să scoți ceva în cloc, o ceva fierbinte. Și este o superficialitate extraordinară astăzi.
Dragii mei, și asta în special pentru pentecostali, trebuie să avem grijă să nu devenim foarte superficiali, doar facem zgomot și nu avem substanță. Este o vreme să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să fim sondați, să fim stabiliți puternic pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta este pentru generația care vine. Când ești superficial, te schimbi repede, ești influențat repede. Orice vânt, orice nou tipar vine, orice curent vine în viața noastră, ne influențează. Când se întâmplă, când vine furtuna, când vine ceva neprevăzut în viața noastră, dacă suntem superficiali, nu rezistăm, nu rezistăm. Când suntem solizi, când suntem substanțiali, când avem substanță, nu doar superficialitate, vin valurile, trec peste noi, rămânem în picioare. Vin curente, rămânem în picioare. Asta e cu biserica. Trebuie să învățăm să fim o biserică plină de substanță. Asta vrea Dumnezeu pentru noi. Și mi-e frică uneori că noi astăzi cultivăm foarte mult superficialitatea. Am studiat ceva, îmi place să studiez. Am primit un raport. Noi avem și emisiune pe TV, atât în America cât și în România, fiecare săptămână de două ori. Și la un moment dat am primit o statistică care mi-arăta cât timp petrec oamenii activ să se uite la un video. Și mi-au dat câteva categorii. Și a rămas șocat de ceva. Undeva la aproape 20% din oameni se uită la un video aproximativ 3 secunde. Și pe urmă se gândesc la altceva, se duc în altă parte și mai fac o cafea, strigă la soție, mama strigă la copil, taci din gură și n-au abilitatea de a se uita mai mult de atât. Gândiți-vă, oricine ar predica, dacă ești atent doar 3 secunde și apoi te uiți la altceva, te gândești la altceva, n-ai înțeles nimic. Și asta creează superficialitate. Devenim oameni foarte de suprafață, oameni foarte de suprafață. Nu mai suntem profunzi în gândirea noastră, nu mai suntem plantați adânc în cuvântul lui Dumnezeu, în credința dată Sfinților dată pentru totdeauna. Și aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Trebuie să fim oameni de substanță. Și asta e pentru părinți, pentru biserică. Trebuie să dezvoltăm o generație care nu este doar superficială. Și voi părinții, noi părinții facem asta în mod constant, părinți care sunteți aici. Copilul are o problemă și în loc să ascunzi la problema copilului, în loc să te ocupi de copilul acela, poate să le iei în brațe, să-i dai căldură, dragoste, știi ce-i dai? Dai telefonul. Am fost recent cu niște copii care sunt aproape de mine și am văzut că asta este o practică extraordinară. Băi, dar ce liniștiți sunt părinții ăștia. Zbiară copilul un pic, în loc să-i dai dragoste, în loc să te apropii de copil, în loc să-i explici anumite lucruri, automat îi dai aparatul și copilul ăla se liniștește și nu auzi piu, 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 toate zgomotele din lumea aceasta și copilul acela se dezvoltă să fie un copil foarte superficial. Pentru că părinții și noi adulții nu investim, nu aducem substanță în viața lor. Dacă vrei să aducem substanță în viața lor, este foarte important să înțelegem acest lucru, să fundăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este un pericol extraordinar, ca această generație să devină superficială și să nu mai aibă substanța respectivă. În al treilea rând pe care îl spun este acesta. Trebuie să fim neprihăniți și nu nelegiuiți. Dragii mei, trăim într-o lume nelegiuită, sunteți de acord? Și cumva noi am închis ochii. Adesea este un divorț între ceea ce spunem noi aici și ce se întâmplă afară. Este o dihotomie între ceea ce predicăm aici și ce se întâmplă afară. Și nelegiuirea vine foarte ușor, foarte ușor în casele noastre, în viețile noastre, foarte ușor vine în bisericile noastre. Și noi trebuie să înțelegem acest aspect. Indiferent de lumea în care trăim noi, trebuie să predicăm neprihănirea. Trebuie să predicăm sfințenia. Trăim într-o lume nelegiuită. Afectează copiii noștri. Îi afectează uneori într-un mod involuntar în care nici nu vă imaginați. Recent, am menționat asta
Nu, la aceiași copii fac referire. Stăteam, lucram ceva pe computer și câțiva copii se jucau în jurul meu, aveam o cafea și n-am dat atenție la ce spun copiii. Copilași de 3-4 ani, mai mici, cred că avea 3-2 ani jumate sau ceva de genul, se jucau împreună, era băiat și fată. Și am auzit dintr-o dată o conversație interesantă și m-am oprit. Am vrut să aud ce spun copilașii aceștia. Și fetița spune, știi ceva? Aș vrea eu să fiu tată. Și spune băiatului, vreau ca tu să fii mama. Și eu să fiu tata. Și m-am uitat, câți ani au copiii ăștia? 3-4 ani. Și am spus, cum ajunge această ideologie în viața copiilor? Cum se întâmplă asta? Este modul nelegiuirii de a penetra în toate aspectele vieții noastre. Prin media, prin jocuri, prin filme, prin tot ce se întâmplă. Când ai pus în mâna unui copil toate informațiile lumii acesteia, nelegiuirea are forța de a penetra prin ziduri. E ca și buruiana, care este foarte fragilă la prima vedere, însă trece prin zidul de cărămidă, de piatră și iese dincolo. Și spui, cum s-a întâmplat asta? Este infiltrarea nelegiuirii, uneori în casele noastre, în bisericile noastre. Și pentru ca biserica să aibă viitor, să fie pregătită pentru viitor, trebuie să învățăm pe copiii noștri, să învățăm generația care vine, că trebuie să fie neprihăniți și nu nelegiuiți. Righteous and not relevant if you want. Este un lucru foarte important pentru noi. Apoi, în al patrulea rând, trebuie să învățăm, trebuie să cultivăm ceva foarte important. Să fim plini de Duh, de Spirit, nu plini de sine. Nu plini de sine. Plini de Spirit, nu plini de sine. Dați-vă ce se întâmplă aici. Dacă vă uitați în pasajul acesta, știți ce realizezi? Că unele din aceste persoane, fecioare, primul grup, este un grup care este plin de Spirit. Cum știu asta? Nu numai că aveau ulei în candelă, dar spune Scriptura că aveau ulei în vase. Ce înseamnă asta? Este un supply, este extra ulei pentru viața lor. Pasajul acesta îmi spune că aceste persoane sunt pline de Spirit. Uitați-vă la celelalte. Ce le lipsește celorlalte? Ce le lipsește celorlalte? Le lipsește uleiul. Aveau toată garderoba. Aveau, dacă vreți, orice vreți dumneavoastră religios. Aveau vase, aveau de asemenea candela, însă le lipsește uleiul. Persoanele acestea, dacă într-un fel, dacă vă uitați, sunt cu capul în nori, sunt pline de sine, sunt populare, vor să influențeze lumea, vor să iasă în față, însă le lipsește lucrul cel mai important. Vreau să spun ceva bisericii de astăzi și pastorilor. Nu este posibilitate să crește biserica, să se dezvolte biserica, să fie o experiență puternică în biserică, fără Duhul Sfânt. M-ați înțeles? Nu există asta. Este imposibil. Dacă vă uitați în toată Scriptura, vă uitați în Cartea Faptelor Apostolilor, Scriptura spune, și biserica creștea acum, cu ajutorul Duhului Sfânt. Adesea, și mă uit la generația tânără, este un pericol pentru ei să moștenească religia noastră, închinarea noastră, obiceiurile noastre și să n-aibă experiența pe care am avut-o noi. Dragii mei, vreau să spun acest lucru care este o realitate. În timp ce în America și în Europa se închid biserici în mod constant, în jurul lumii unde oamenii sunt deschiși la ceea ce face Duhul lui Dumnezeu, există o explozie de creștere. Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod extraordinar. Uneori suntem plini de noi înșine, plini de sine. Te întreabă, vreau să-ți văd curriculum vitae, sau vreau să-ți văd rezumeul, vreau să văd care este viața ta. Te uiți la diplomele pe care le ai, te uiți la lucrurile pe care le faci. Adevărul este că generația aceasta, dați-mi voie să spun asta, generația aceasta e cea mai educată
cea mai inteligentă și cea mai deșteaptă generație. Dar vreau să mai spun ceva. Cu toată inteligența, cu toată educația, cu toată înțelepciunea, cu toate abilitățile pe care le au, pot să ajungă iad și pot să eșueze lamentabil. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Este un lucru fundamental pentru biserică. M-am gândit, am mers la școală foarte mult timp, 30 și ceva de ani am fost în școală. Am luat orice diplomă am putut să iau, am zis, man, vreau să studiez, vreau să fiu informat. Și știți ce m-am gândit foarte serios? Și mă rog asta și am pus în practică. Vreau să depind mai mult de Duhul lui Dumnezeu decât de cunoștința mea. Mai vrea cineva asta? Vedeți, tendința spune, ei, acum știu Scriptura, sunt educat, știu greacă, știu ebraică, știu tot ce se întâmplă, am dexteritate în diferite domenii. Dragii mei, să nu ne înșelăm singuri. Avem nevoie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Și trebuie să cultivăm o generație care este plină de spirit și nu plină de sine. Vedeți, uneori parcă am devenit prea mândri. Adevărul e că avem lucruri pe care nu le-am avut niciodată. Gândiți-vă la dumneavoastră când ați venit în America, cum ați venit, ce haine ați avut, ce mașină ați condus, unde ați locuit. M-am gândit la mine, prima mașină pe care am avut-o în viața mea, mi-a făcut-o cadou un coleg. A zis, man, eu am primit una mai bună, ia-o tu asta. Eram în Cleveland, Tennessee, vedeai șoseaua când te uitai în jos din mașină, nu mergea mai mult de 40 de mile la oră, orice făceam nu mergea, duduia, scotea fum. Dar vreau să spun, eram so happy, I had a car, finally, right? Fresh off the boat din Romania. You know, gândiți-vă la asta. Și astăzi când mă uit la noi, când ne uităm la noi, comunitatea română a devenit foarte, foarte respectabilă. A venit un prieten american și am cerut un ajutor pentru o comunitate de români. Și mi-a spus, așa vreau să ajut pe frații români. Dar m-am uitat când am venit, am făcut o greșeală, am venit prin parcarea bisericii și am zis, man, unde am nimerit aici? La ceva dealership, you know? Lexus, Mercedes, all kinds of brands, every car brand new. It was a beautiful scene. Și mi-a zis omul acesta, la mine, la biserică, oamenii nu au atâtea mașini și nu au mașini așa de bune. Și știți care este ideea? Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ascult istoriile, că la noi la biserică în 50 de ani a fost foarte multe istorii în care oamenii au văzut mâna și puterea lui Dumnezeu. Și tendința este acum să zice, mea, noi am realizat. Uită-te la noi, ce rotunzi, cine suntem noi? Vreau să vă spun în această seară, noi prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Trebuie să redescoperim asta, să învățăm tinerii noștri să facă lucrul acesta. Să fim plini de spirit și nu plini de sine. Lumea e plină de sine. Acum mai ales cu social media, cu tot ce se întâmplă, cu Instagram, cu Facebook, toată lumea este în față. Look at me, look at me, look at me. Dragii mei, e vremea să ne golim de noi înșine și să ne umplem de Duhul lui Dumnezeu, să învățăm copiii noștri să facă lucrul acesta. O să trec repede prin următoarele puncte. Următorul este să fim înțelepți și nu influenți. Vedeți, înțelepți și nu influenți. Pentru că oamenii vor să fie influenți, adesea renunță la valorile lor. They are woke. Știți ce am descoperit în ultimii ani? Sunt așa de multe biserici woke. Știți ce înseamnă woke? Sunt fecioarele acestea nechipzuite. Traducerea pentru mine woke înseamnă nechipzuit și prost. Okay? I mean, take it or leave it. Ba asta înseamnă. Și uitați ce se întâmplă. Oamenii își vând valorile. Am realizat asta în Chicago în 2020. Când eram singura biserică deschisă în Chicago. Ne-au dat ordin, nu mai deschideți biserica, 6 săptămâni. În fiecare seară am făcut rugăciune la biserică, am avut și online și în biserică. Every night, except Saturday night. După 6 săptămâni am spus, hei, am trimis o scrisoare la guvernator, la primărița noastră, ne-a spus, duminica viitoare deschid biserica oficială.
venit cu mașinile de poliție, 30-40 de mașini de poliție, au luat toate mașinile, au încercat să ne sperie și am ținut biserica, a venit media, Fox News și oricine acolo. Am primit foarte mult suport din partea unor oameni, dar știți ce am rămas șocat? Că foarte mulți pastori m-au atacat. Am fost la o întâlnire, la vreo 6 luni după aceea, cu lideri comunitari. Am fost cu șeful poliției din Chicago la o întâlnire cu foarte mulți polițiști și mi-a cerut domnul respectiv, spune-ne câteva lucruri despre experiența ta. Și am spus ce am făcut noi, cum am deschis biserica, că Dumnezeu a lucrat. După mine se ridică un pastor și zice, le-a dat ocazia să pună întrebări. Și pastorul acesta, faimos american, a spus, eu nu am o întrebare, însă vreau să spun ceva. A zis, shame on you that you did not listen to the government. Și m-a uitat la el, a zis, shame on you that you don't listen to the Lord. Și ce am observat, este foarte ușor pentru noi să devenim woke. Ne spune guvernul ceva, facem noi, ca să fim populari, acceptând toate mizerile lumii acesteia. Dragii mei, e vremea să fim înțelepți. Spuneți, fiți vecheați, vecheați, căutați lucrul acesta. Este foarte important să facem lucrul acesta. Și apoi vreau să mai menționez încă un lucru, două de fapt mai am. Ca să avem un viitor, trebuie să implementăm în mintea noastră și viziunea noastră următorul lucru. Trebuie să fim misionali și nu motivaționali. Misionali, nu motivaționali. Missional, not motivational. Ce înseamnă asta? Știți ce ne-am învățat? Ne-am învățat să fim motivați. Venim la biserică și s-ar putea să zic, mă, azi nu-mi place. Aia e cântare. Băi, predică. A zis cineva recent, I wasted my time to stay in church for 2 hours. Și de ce oamenii spun asta? Tinerii ne pleacă din biserică și spun, oh, I am not fed, I have no food. You are fat enough, my friend. You don't need more food. Maybe you need something else. I don't, actually, yeah. Și vin oameni și spun, oh, I'm not fed, n-am mâncare suficientă, nu-mi place suficient, muzica nu corespunde nevoilor mele, n-aveți suficiente programe în care să mă implic. Și ce înseamnă asta? Că ați venit aici numai ca să fiți motivați. Ați venit să vă simțiți bine. De exemplu, după masa asta, pentru ce ați venit? Sincer vă întreb. Da, e aniversare, ați vrut să onorați biserica, ați vrut să onorați pe fratele Ionel, că v-a invitat, e un om special, un om fain. Ați vrut să suportați cumva, dar în cele din urmă, pentru ce ați venit? Ați venit doar să mă auziți pe mine, sau toată pleiada aceasta de pastori, poate ați venit să l-auziți pe fratele Țon, ați venit să auziți ceva, să fiți încântați, să vă simțiți voi bine. Ia, e ok să te simți bine. Dumnezeu vrea să te bucuri când vin prezența Lui. Dar știți care este rezultatul final? Dumnezeu ne motivează ca să ne trimită să devenim misionari, ca să schimbăm societatea. Nu este altă modalitate să crească biserica decât prin misiune. Vedeți, prin demografie crește cât crește. Avem copii, ne cresc copii, copii se căsătoresc. Anul ăsta, vara asta e specială pentru noi. Amândoi copiii ni se căsătoresc. Right, it's special. Deja mă gândesc la nepoți. I'm too young to be a grandpa. Right? But here is the thing. Prin asta nu crește biserica suficient. Știți cum crește biserica? Prin mântuirea oamenilor. Când oamenii se întorc la Dumnezeu. Când păcătoșii sunt salvați. Când au păcatele iertate. Când fii risipitor se întorc acasă. Când Dumnezeu aduce o revoluție de genul acesta. Dragii mei, dacă doar stăm să fim motivați, fără să devenim misionali, nu o să se întâmple lucrul acesta. Vin oamenii și mor în biserică. Oh, nu ne mai simțim bine. Cum era odată, frate? Cum era odată? Oamenii se rugau pentru cei nepocăiți și pocăiții se întorceau la Dumnezeu. Cum era odată, frate, când ne simțeam așa de bine? Dragii mei, nu este cât de bine vă simțiți voi. Și dați-mi voie celor mai în vârstă să vă spun ceva. Dumneavoastră sunteți oameni mântuiți. Sunteți mântuiți?
Dacă nu-i cum vă place în biserică, tot mântuiți sunteți. Dacă nu-i exact cum vă place dumneavoastră, tot iubiți de Domnul sunteți. Dar dacă un copil se pierde și nu se mai întoarce la Domnul, ce se întâmplă cu sufletul ăla? Dacă un păcătos este respins și nu are șansa să audă despre Hristos, ce se întâmplă cu sufletul acela? Vedeți, adesea zice, oh, să ne simțim noi bine. Și aș inventat, cât de bine mă simt. Și devine imnul nostru, cât de bine ne simțim. Dragii mei, Dumnezeu vrea să vă simțiți bine. Vrea să ne bucurăm în casa Lui. Vrea să avem o atmosferă incredibilă. Dar mai mult decât modul în care ne simțim noi, este important cum se simte Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu nu vreau moartea păcătosului, ci vreau ca orice păcătos să se întoarcă, să fie salvat, să fie iertat, să fie restaurat. Asta e inima lui Dumnezeu. Când se bucură cerul? Când un singur suflet se întoarce la Dumnezeu. Acum, pentru bisericile române, trebuie să schimbăm ceva în mentalitatea noastră. Nu-i suficient să se salveze doar românii. Mentorul meu, fratele Cameron Wilson, mereu ne amintea și spunea, românii reprezintă doar 0,36% din populația lumii. Acum e și mai puțin, că-s mai puțin români. 0,3% din populația lumii. O treime de procent. Câți oameni sunt în lumea aceasta? Vecinii voștri, oamenii din jurul vostru, din jurul nostru, au nevoie de Hristos. Asta înseamnă să fii misional. Noi putem sta cu candela noastră, ne jucăm, legănăm candela, ne bucurăm de lucrurile pe care le avem și oamenii mor în jurul nostru. Oamenii mor în jurul nostru. Mă rog ca noi, bisericile române, să descoperim inima lui Dumnezeu, să înțelegem că toți oamenii au nevoie de pocăință și Dumnezeu poruncește lucrul acesta. Este chemarea bisericii să facă asta. M-am bucurat în ultimul timp la noi la biserică. Am botezat oameni din diferite națiuni. Am botezat irachieni. Am botezat musulmani. Am botezat coreeni. La următorul botez o să avem musulmani care se botează. Vreau să spun ceva. E o satisfacție incredibilă. Duminica trecută, un corean a cântat în limba coreană în biserica noastră și biserica a explodat. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu se uită la cum arăți. Dumnezeu se uită la inima ta. Dumnezeu vrea oamenii să fie salvați, oamenii să fie schimbați. Există viitor, există viitor pentru biserică, însă trebuie să schimbăm puțin. Să nu fim doar motivaționale. Oh, cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Sunteți tot aleși frumoși, mă simt bine cu dumneavoastră. Asta este foarte important. Să fim misionali. Oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, să cunoască pe Regele Regilor, pe Domnul Domnilor. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Și în final, ultimul lucru. Trebuie să fim o generație focalizată pe acolo și nu doar pe aici. Pe acolo și nu doar pe aici. Ce s-a întâmplat în pasajul acesta? 5 din aceste persoane sunt foarte focalizate și pe acolo. Se pare, dacă ne uităm în istorie, în parabolă, celelalte 5 erau mai interesate de aici. Ce se întâmplă cu viața lor? Nici nu înțeleg. Vedeți? Spune celelalte, e un fel de ironie aici. Zice, merge și cumpărați ulei. Uleiul ăla nu se cumpără. Okay? Merge și cumpărați ulei. Și au alergat să-și facă toate. Erau focalizate așa de mult pe aici. Dragii mei, trebuie să schimbăm perspectiva și special cu generația care vine după noi. Vezi că educația și lumea asta le bagă tot felul de lucruri în cap. De exemplu, noi salvăm planeta. Dragii mei, nu o să salvați voi planeta. You are lying to yourself. You're not going to save no planet. Pământul aparține lui Dumnezeu cu tot ce este pe el. Voi vreți să salvați toate animalele astea. Dumnezeu nu va chema să aveți chemarea lui Noe, să salvați voi animalele. Voi vreți să construiți aici pe pământul ăsta împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu vine iarăși și este în curând.
Și vedeți, uneori stăm și ne uităm doar în jos, aici, 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 aici. Și trebuie încet, încet să ne ridicăm ochii în sus și să spunem, acolo, 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 pentru că de acolo vine Hristos. Trebuie să schimbăm puțin mentalitatea noastră. Nu doar aici, construim totul aici, lucrând aici, trebuie să înțelegem că destinația noastră este acolo. O generație focalizată pe acolo și doar, nu doar pe aici. Și mă opresc aici. Și acum am început, vreau să spun acest lucru. Fiecare biserică, nu contează de mărime, nu contează, poate ce am spus, la voi aveți resurse, sunteți biserică mare, aveți resurse. Orice biserică are viitor, orice biserică locală. Pentru că viitorul vostru este Hristos. Ce trebuie noi să facem? How do we prepare for future? We become relational, not religious. Substantial, not superficial. Righteous, not relevant. Spirit-filled, not selfish. Watchful, not workful. Missional, not motivational. Heaven-minded, not here-minded. Lord, help us be such a church. Amen.